Jurnalele RTT. Știri la fix. A început febra înscrierii la liceu. Absolvenții claselor a 8-a revin în școlile în care au învățat pentru a completa, împreună cu părinții și diriginții, opțiunile pentru locurile în licee. Repartizarea computerizată în liceu se va face 9 iulie. Completarea fișelor a început astăzi și se va încheia în 3 iulie. La școala gimnazială numărul 27, Anatol Germanski, au absolvit 101 elevi din 4 clase. Fiecare clasă este programată să vină la școală în altă zi pentru a evita înghesuiala. Au absolvit 4 clase de elevi, în număr de 101 elevi, care au avut rezultate bune, spunem noi, și unii dintre copii chiar rezultate foarte bune, având medii peste 9, chiar până la 9,98, fiind cea mai mare medie pe școală. Prima clasă chemată este a 8-a C, iar dirigintele îi asistă pe copii și părinți la completarea fișelor. În ordine opțiunile, de la liceu cu media cea mai mare până la cel mai mic, le treci pe fișa galbenă. Nu treci numărul de opțiuni decât la final, după ce numărăm să vedem câte opțiuni ai învățat. Da? Verificăm opțiunile. Da. Ai lista? Da. Nu. Eu le citesc de aici, tu le urmărești acolo. 110. Dacă unii dintre elevi țintesc colegiul la care vor să ajungă, alții sunt deciși mai mult pentru profil. Primele opțiuni au fost Șaguna și, nu știu, mi-aș dori la titulist, oricum, ceva pe uman. Crezi? Ce mai ce 7,64. Eu la economic aș vrea. Și ce medie? 6,45. Și anul trecut știi care au fost mediile de admitere? Da, știu. Crezi că ai șanse acolo? Aș putea să încerc. Cel mai mult aș vrea la ceva care să conține informatică și la alea am pus toate opțiunile posibile pentru informatică. Ce medie de? 7,01. Și ai fost atent la anul trecut? Da, și în caz că nu intru am pus alte opțiuni de rezervă. Părinții recunosc că au mai multe emoții decât copiii. Nu e foarte greu, mai trebuie să fii un pic atent, să nu greșești, să te uiți bine, să stai să meditezi acasă întâi și după aia să vii cu lecțiile făcute aici. Să înțeleg că a fost un proces așa de durat în care v-ați gândit? Au fost vreo câteva zile, da, le-am tot învârtit, le-am sucit, le-am până... Na, acum sperăm să intre unde își dorește. Mă gândiți de mult timp la asta, faceți săbătării, faceți tot fel de scenarii? Prea multe scenarii. Mă rog, să vedem ce iese. Aveți emoții pentru ea? Da. Ați avut emoții și la evaluare? Cred că mai mult decât el. Cred că de la începutul clasei 8 ne luptăm cu hotărârea decisivă, da. Până la urmă s-a ajuns. Să vedem și care e o fi norocul. Și să aveți emoții până la 9? Cred că până în clasa 12-a, tot cu emoții vom sta. Pentru a fi sigur că vor intra la liceul dorit, este nevoie ca elevii să țină cont de câteva lucruri. În primul rând trebuie să fim atenți la coduri, să ne notăm foarte bine clasele, liceele unde vrem să mergem și când trecem pe fișa cu opțiuni, ordinea opțiunilor este foarte importantă, să nu punem vreo clasă mai slab cotată de la un liceu, poate mai slab cotat și noi să avem o medie mai mare. Pentru că o opțiune pusă greșit poate anula șansa unui copil să intre la un liceu mai bun. Fișa completată este verificată de elev, părinte și diriginte și semnată de fiecare în parte. Apoi este introdusă în sistemul computerizat, iar elevul primește o fișă martor care este din nou verificată și semnată. Repartizarea computerizată va avea loc în 9 iulie. Brașovul este din nou sub avertizarea de cod portocaliu. Meteorologii au emis astăzi două avertizări noi de cod galben și cod portocaliu de ploi torențiale și instabilitate atmosferică pentru cea mai mare parte din țară. Județul Brașov se va afla din nou sub cod portocaliu alături de alte 11 județe din Transilvania și nordul Moldovei. Vor cădea cantități mari de apă și vor fi condiții de grindină. Până sâmbătă dimineață la ora 6, cantitățile de apă pot ajunge până la 60-70 de litri pe metru pătrat. În zona înaltă montană, precipitațiile în cursul nopții vor fi și sub formă de lafobiță și chiar de nisoare pe creste. Vremea rea i-a făcut pe mulți brașoveni să scoată din dulap hainele mai groase. Oamenii și-au pus geci, căciul și cizme în picioare, iar unii dintre ei chiar au pornit centralele de apartament în locuințe. Cum e, v-a scos hainele mai grosuțe din dulap? Da, e normal, nu? Le puseseți bine deoparte în dulap? Da. Renunțaseți la plovor, la căciulă? Da, draga mea, eu
sunt foarte grijulie, că am 92 de ani și atunci trebuie să am grijă dublu de sănătatea mea, nu? E mult, mult prea mare diferența între una și alta. Și atunci e normal că nici organismul nu poate să facă față. De acum vă aveam cu doamna, pe ce râde lumea cât o vrea, dar eu m-am îmbrăcat că mi-e frig. Ce să fac? Acasă îți dă drumul la căldură? Nu. Încă nu. Încă nu. Încă nu. S-a răcorit și în casă. Da, foarte. Păi ne îmbrăcăm mai bine și gata, ce să facem? Punem mai multe straturi doar. În casă nu e frig? Centrala merge în casă, dar nu avem încotro, mai ales la o vârstă nu poți să stai în frig și mai ales e umezeală. Dacă n-ar fi umezeala care accentuează frigul, da, atunci ar fi bine. Nu doar weekendul este stăpânit de vremeara și începutul săptămânii viitoare este posibil să fie marcat de ploi și temperaturi scăzute. 4 persoane au ajuns la spital în urma coliziunii dintre 2 autoturisme în zona Rupea Gară. 2 persoane au rămas încarcerate, dar au fost găsite conștiente de către salvatori care s-au deplasat la fața locului cu un echipaj de descarcerare, o auto specială de stins incendii cu apă și spumă și 4 echipaje smurd. Pompierii au reușit extragerea celor 2 victime încarcerate, acestea au suferit contuzii multiple, iar una dintre ele s-a ales cu fracturi la mâini și la picioare. Pe întreaga durată a intervenției, una dintre benzile drumului național 13 a fost blocată, iar circulația s-a desfășurat alternativ. Consultații gratuite din partea pediatrilor în școlile din județul Brașov. Comisia de Sănătate a Consiliului Județean lucrează la un protocol împreună cu Inspectoratul Școlar Județean și Spitalul Clinic de Copii pentru identificarea timpurie a diverselor afecțiuni de care suferă școlarii brașoveni. Vizați sunt elevii din învățământul primar din municipiu, dar mai ales din comunitățile rurale, acolo unde părinții își permit cu greu un drum la oraș pentru un consult de specialitate. Copiii se confruntă cu diverse afecțiuni care, nedepistate la timp, le pot afecta de multe ori irecuperabil sănătatea. Obezitatea, scolioza sau tulburările de vedere sunt doar câteva din bolile copilăriei. Pentru a le depista din timp, consilierii județeni din Comisia de Sănătate au primit sprijinul voluntar al medicilor de la Spitalul de Copii, care s-au oferit să consulte gratuit elevii brașoveni. Trebuie o părere obiectivă din partea unei echipe de medici care se meargă în școli, vor merge mai ales în școlile din județ, inclusiv a Buzăului, inclusiv Drăguș, deci nu neapărat numai în municipiu. Vor face un consult clinic, chiar dacă sunt de diferite specialități, ei pot să emită recomandări. Aceste recomandări, prin intermediul învățătorilor, vor ajunge la părinți. Dacă părinții vor merge mai departe la consult, cu copiii, este dreptul lor să aleagă, consultațiile sunt gratuite. 17 medici de diverse specializări și-au dat deja acordul pentru a oferi astfel de consultații, însă este posibil ca numărul lor să crească până ce protocolul se va definitiva. Am discutat și cu alți medici de alte specialități. Se pare că se vor alinia și cei de la Spitalul de TBC, tocmai în acest sens. Acest protocol va fi încheiat cu data de 15 septembrie 2018, 15 iunie 2019, pe un an de zile, un an școlar. Conștienți că nu toți elevii vor putea fi examinați de către medici, membrii Comisiei de Sănătate a Consiliului Județean vor să prelungească ulterior protocolul. Absolvenții claselor a 12 au scăpat de emoțiile examenului de bacalaureat. Față de alți ani, niciun elev nu a mai fost scos din sala de examen pentru că a fost prins cu telefonul sau încercând să copieze. În schimb, potrivit Inspectoratului Școlar Județean, au fost la fel de mulți absenți. La proba obligatorie a profilului și specializării, matematică sau istorie, au fost înscriși 2849 de candidați. În clase au intrat 2630 de elevi, dintre care 759 au susținut proba de istorie, iar 1871 matematica. Ultima probă a bacalaureatului a fost cea la alegere. Cei mai mulți dintre candidați, 765, au optat pentru geografie, dar 38 au absentat. Alți 517 candidați au ales anatomia, dar în sale au intrat 500 de candidați. 300 de elevi au ales biologia, dar examenul l-au susținut 279 dintre ei. La polul opus, cel mai puțin aleasă disciplină a fost economia, unde s-au înscris doar 13 candidați, însă toți au ajuns în săli. Rezultatele vor fi afișate în 4 iulie, ziua în care pot fi depuse și contestațiile. Rezultatele finale vor fi afișate în 9 iulie.
Membrii primului Consiliu Municipal de după Revoluție ar putea deveni cetățeni de onoare ai municipiului Brașov. Propunerea a fost făcută la ședința de plen a Consiliului Local de joi. Proiect acel Consiliu Municipal Brașov a ales direct de cetățeni în februarie 92, ce primul Consiliu Municipal a ales indirect prin reprezentanții diferitelor instituții. Primii consilieri municipali au avut de gestionat situații foarte complicate în perioada de după Revoluție. Din primul legislativ local au făcut parte 27 de consilieri municipali, iar mandatul lor s-a încheiat în 9 februarie 1992, când au fost organizate primele alegeri locale de după Revoluție. În perioada 90-92, primarul Brașovului a fost Ion Gonțea, care a fost înlocuit de primarul ales Adrian Moruzi. Drumarii brașoveni au 10 utilaje pregătite de intervenție în caz de inundații în județ. Reprezentanții Direcției de Drumuri și Poduri Brașov spun că au luat măsuri încă din primăvară pentru a preveni posibilele inundații. Au curățat rigolele și podețele, iar acum sunt pregătiți să intervină dacă șuvoaiele de pe versanți și aluviunile vor bloca drumurile naționale care tranzitează județul. Vizate sunt în special zonele Bran-Moeciu, Poiana Mărului și Pădurea Bogății. Drumarii le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile carosabilului umed. Asta cu atât mai mult cu cât în ultimele două zile au avut loc mai multe accidente grave pe DN1 în zona Perșani și pe DN13 în zona Rupea Gară.